Sfârșit de săptămână nefast pentru baschetbaliștii mușeleni de la Total Sport Argeș-Pitești. Programata se disputa în devans confruntarea cu ardelenii de la Viitorul Cluj-Napoca, care a avut loc vineri în sala de sport a Colegiului Național Pedagogic Carol I, în prezența unui public destul de numeros, a fost la discreția oaspeților. Elevii profesorului Radu Dinu au părut la un moment dat că pot ține pasul cu adversarii lor din Cluj doar în primul sfert al confruntării, atunci când s-au bătut de la egal la egal cu ardelenii sub panou. Duminică, Total Sport Argeș-Pitești a avut o misiune mult mai grea în confruntarea cu bucureștenii de la Laguna. Formația oaspete, considerată favorită la victorie, nu le-a dat nicio șansă baschetbaliștilor din câmpul lung. Bucureștenii au condus ostilitățile în teren încă din primul minut al confruntării din sala de sport a Colegiului Național Pedagogic Carol I, reușind o victorie lejeră, la o diferență de 21 de puncte, terminând partida en fanfar în stil de mare echipă. În urma celor două eșecuri înregistrate, CS Total Sport Argeș-Pitești a coborât în clasamentul grupei a treia până pe poziția a șaptea, penultima cu doar 2 puncte adunate până în prezent.